Vladimir Putin vrea să se retragă. Anunțul care pune pe jar lumea este alertă pe mapa mond. Vladimir Putin vrea să retragă Rusia din tratatul de interzicere totală a testelor nucleare după ce armata a testat superarma Burevestnic. În cursul zilei de joi, Vladimir Putin s-a lăudat cu testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară. Bazându-se pe acest fapt, liderul de la Kremlin intenționează să retragă Rusia din tratatul privind interzicerea testelor nucleare. Putin a declarat că doctrina nucleară a Rusiei nu are nevoie de actualizare, dar că nu este încă pregătit să spună dacă Rusia trebuie sau nu să reia testele nucleare. Liderul de la Moscova a spus că Rusia ar trebui să analizeze revocarea ratificării tratatului. El a amintit că Statele Unite l-au semnat, însă nu l-au ratificat. Putin chiar a avertizat Occidentul cu privire la un răspuns legat de presiunea de a încheia războiul. El a anunțat că Rusia va desfășura teste cu o rachetă cu propulsie nucleară. În plus, Putin nu a dorit să excludă posibilitatea de a efectua teste cu arme nucleare pentru prima dată în mai bine de trei decenii. Există o presiune militară și politică în continuă creștere din Occident. Trebuie să răspundem. Am spus de multe ori că nu noi am început războiul în Ucraina. Din potrivă, încercăm să-i punem capăt. Occidentul și-a pierdut simțul realității. Conflictul ucrainean nu este despre teritorii. Problema este despre ordinea globală, a declarat Putin la o conferință.